sunt pictorul Ioan Aurel Mureșanu și îmi permit să parafrazez din Stefan Pain, să spun versiunea adevărată sau cea oficială. Căci Betan Ben Hosaia spune așa: „Au, tu nu vezi ce ciudat e despicată gândirea oamenilor în două? Una, care e consemnată peste tot în istorie, în toate scrierile, și care este adevărată în felul ei. Și mai este una, care nu e consemnată nicăieri, dar care nu este mai puțin adevărată. Ceea ce spun eu acum este o mărturisire. Încerc să dau curs unui impuls al lucidității mele, unul regresiv. Este ceea ce se numește regresie psihanalitică. Prin urmare, semnalez anul 2005 al existenței mele, când am pictat ultima lucrare din seria Călătoria magică a Ducelui Divrii. E vorba de un ciclu de lucrări mari care m-a absorbit cu totul vreo 10 ani. O serie de lucrări triticale, narațiuni ficționale, cu aluzii culturale preluate din miniaturile medievale franceze, persane și mogure. Acea pictură din Călătoria magică, ultima, îl reprezenta pe Ducele Divrii oarecum cristic, călare în fața porților Ierusalimului. Aluzia este evidentă și eu am lăsat-o neterminată pentru că n-am mai vrut să pictez în momentul acela. Zis și făcut, și nu am pictat 7 ani. Din 2005 urmează o perioadă neagră din punct de vedere pictural, dar și personal. Perioada neagră pictural. De ce? Adică știu de ce. Am trecut printr-o traumă în care nu mai eram eu însumi, ci doar jucam un rol, o fațadă. Mă duceam la Cluj, unde sunt profesor, am scris doctorat, îmi jucam rolul social, numai că nu pot păcăli pictura. Îi păcăleam pe oameni, pe mine însumi, dar pictura nu poate fi păcălită. În urmare, nu am mai pictat, pentru că eu nu pictez decât atunci când sunt pregătit, când am ceva de spus. Și nu fac de drag de a mă zgâri ceva. Este forma mea de onestitate. Adică sunt profesionist. Era încercarea mea să folosesc cuvântul ăsta, cam pretențios poate, taumaturgică, magică, de lecuire, de ceva. Dar nu sunt vorbe, e reală chestia. Am încercat să mă lecuiesc prin pictură, pentru că mintea mea funcționa în gol și eu mă rugam, îi recomandam minții mele să facă ceva. În acel moment nu mai avea sens, nu mai era semnificantă lumea pentru mine. Eu jucam un rol de paiață 7 ani. Îmi place, fiind 7 ani coincidența asta ciudată, mi-ar fi plăcut să spun 7 ani în Tibet. Din păcate, nu era în Tibet, că acolo e o lume astrală, inițiatică. Nu, eu eram în deșert, eram jos, eram 7 ani, mai degrabă în deșert. Și expresia era terifiantă, expresia haosului din fața mea. În acel moment am intrat în Ullman, în atelier, o clădire veche de 100 de ani. Acolo erau găurile alea din tavan, podul, spațiul ăla era abandonat. Intrau porumbei din pod și într-o zi de atelier în spațiul ăla, atelierul meu era plin de porumbei morți, pentru că porumbeii au intrat de pe acoperiș în atelier, iar acoperișul era spart, tavanul era spart, geamul era mare, ei vedeau lumină, mintea lor e mică cât o unghie și nu i-a dus mintea să se întoarcă pe unde au venit, pe gaura tavanului. Așa că s-au spătut în atelierul meu peste lucrări. Și era plin de pene și era plin de porumbei morți. Și în momentul ăla m-a adunat porumbeii cumva și am hotărât că nu mai pictez. Am închis definitiv atelierul. L-am părăsit. Ăsta e momentul în 2005. Întâmplarea asta, coroborată cu starea mea psihică, cu accidentul meu biografic, am intrat într-o traumă grea de tot. Nu am consultat niciun doctor,
mi-am trăit până la capăt trauma. Și apoi exercițiul de dublări. Eu l-aveam de mult, dintotdeauna. Nu întâmplător, sunt din zodia Geminilor. Purtam conversații, socializam, dar în realitate totul era alienant. Mă săturasem de starea asta, mi-am dat seama că trebuie să fac ceva. Era prea mult să duci cu tine starea asta. În Lacan, Jacques Lacan, am citit undeva că, de fapt, o traumă psihică, emoțională, e ca un doliu. Și atunci privesc partea asta de 7 ani ca un doliu. E nevoie de doliu întotdeauna. Doliu presupune premisa unei vindecări viitoare. Și ăsta era motivul atunci când am reînceput. Era partea volitivă. Gata, trebuie să încep. Am terminat cu doliu. Dar n-a fost așa ușor. În 2012 mi-am propus să reiau pictura. Am început să pictez seria asta de față, Vulta Silvania. Cine privește lucrările constată că sunt întunecate. Da, pentru că așa am început. Iată povestea titlului. Transilvania nu mă satisfăcea. Transilvania era prea uzual. Când un cuvânt devine uzual, nu mai are pregnanță și incisivitate, nu mai acoperă adevărul completamente, pentru că se tocește. E ca un trotuar tocit prin uzanță, prin repetare. Și atunci a trebuit să găsesc altceva. Și am găsit în cărțile de istorie. Cronicarul anonim al Ungarei folosea denumirea latină Ultra Silvaniei. M-am documentat în dicționarele de latină și am găsit. Ultra duce la ideea de încărcare de sens. Supraîncărcat de sens, a se vedea ultraviolet, care e supraîncărcat în intensitate. Starea mea prea lungă de traumă necesita o operație de ultra și trebuia să mă agăț de ceva. Un efort taumaturgic. Exercițiul de salvare era legat de tren. Era legat de ce eram eu. Eu făceam naveta în continuare, înduceam viața mea socială, profesională, profesor universitar, doctorate, bla bla bla. Făceam pe deșreptul, nu-i așa că așa trebuie. Mă prefăceam că sau precum, ca și cum, ca și când, și trebuia să mă agăț de ceva. Și de ce mă agățam? De vizual. Singura formulă de raportare la lume ca să ieși din coșmarul tău interior, din hibrisul tău întunecat, ăsta e cuvântul, hibris, era să privești. Contemplarea. S-au scris cărți întregi despre fenomenologia privirii, vezi, Merleau-Ponty. Și lucrurile astea sunt adevărate, că devii conștient de propriul tău corp, dacă privești. Dar lumea, vizibilul despre care vorbesc criticii, este adevărat, este o lume reală pe care o percepem. Și văzul. De 30 de ani făceam acea rută și știam pe din afară toate peisajele. 30 de ani de navetă, existența ca navetist. Dintr-un punct în celălalt, înapoi și înapoi, repetat. Și atunci priveam acest peisaj transilvan, care din punctul meu de vedere era virtual ultra-silvan. Că ăsta era leacul meu, vindecarea sufletului meu, a unui psiche alterat. Și atunci, în mintea mea, am coțit ideea asta. Ce-ar fi să încep? Nu mai aveam chef de poveștile narrative sofisticate cu ducele divin. Depășisem formula aia. Era mort ducele. Ducele meu a murit. Și asta urmează, de fapt, după ducele și după pauza, după șederea în deșert, de după narațiunile alea fastuoase și orientale. Și am ajuns în halul ăsta, am ajuns aici. Și atunci am început cu pictura asta.
Căci totul e repetabil într-un fel. Eu mai avusesem în anii 80 pământurile, tot așa, cu materialismul din anii 80, cu atât de 35. Pentru mine, pentru moment, asta era modalitatea cea mai simplă. Numai că atunci avea alte premize ideatice pământul. Era la modă simbolismul, adjetivul. Până când m-am înfuriat și atunci mintea mea mi-a spus, măi, dar ce fac eu, ce fac eu? Eu tot asta fac, tot spictau adjetipal. Și atunci am virat-o, pentru că nu mai voiam să mă duc în zona aia. Și am început să fac semnele zidului, de revoltă. Și atunci am scris și poezia, poezia care spune tot, pentru că e directă, e notație directă. Și multe texte de acolo le-am pus în semnele zidului. Sunt sumbre, de revoltă. Să nu uităm, erau anii 80. Nu vreau să trec prea mult în spate. Revin la Ultra Silvaniei. Atunci am început să repitez, deci, și am constatat că e foarte greu. E bine să faci pauze în pictură, dar nu foarte lungi. Și mai era ceva. Ca să fiu mai explicit, a trebuit să apelez la Wöhringer. El are o carte fundamentală după mine, la începutul secolului 20, dar uitată astăzi. Contemporan cu Blaga, el face referințe la ea. E vorba de abstracție și entropatie. Acolo poate ar fi o explicație de ce mintea mea a ales soluțiile astea. Eu le numesc peisaje, dar nu sunt peisaje. Adică sunt, dar nu sunt. Eu mi-am pictat drumul și aveam sute de fotografii curate, decupate, dar nu le-am pictat ca Richter, fotografic și blurat. Fiind în tren, era perfect. Perfect adecvat să le fac precum Richter, blurat, notat, curat, dar pentru mine parcursul ăla era prea dureros. La mine totul era dureros în momentul ăla. Mi-am respectat decizia de a nu mai merge în atelierul din Ullman și l-am predat. Și am venit aici, în atelierul pe care mi l-a dăruit Diana, colega mea, și acolo am început să pictez cu oarecare fervoare și teamă, teama de a reintra în rolul meu de pictor, de fapt, vocația mea, explicația că nu e propriu-zis peisaj, se datorează acestei tribulații între abstracție și entropatie. Entropatia înseamnă proiecția sinelui, a sufletului tău în lumea contextuală, în imanență. Faci o proiecție, dar asta presupune și empatie cu lumea. Ori în momentul ăla, pentru mine, era un fel de leac mai degrabă. Un farmacon, cum aș spune Derrida. Farmaconul ăsta constă în faptul că îmi gestiona emoțiile, adică empatiile către lumea vizibilă. Asta era începutul unei lente lecuiri. Și atunci, toate lucrările oscilează între empatie și abstracție. E ca un fel de seismograf. Foarte multe sunt abstracții. Deși am plecat de la fotografii, dar nu mă interesa să reproduc, să transfigurez. Toți termenii ăștia sunt ineficienți aici. Să vizualizez pictural, nu. Pentru mine erau pretexte ale unei scheme abstracte care mă ducea spre o posibilă lecuire. Dacă Malevich pictează alb pe alb, negru pe negru, la el are o conotație mistică. Iar eu nu sunt mistic de felul meu. Eu cochetez cu experiențele mistice, dar nu mă arunc în misticism și nu sunt genul ăsta. Eu sunt un alt gen de personaj. Dar nevoia o aveam, nevoia asta mistică. Am dus experiența asta până în proximitatea abstractizării. Atât. Nu neapărat mistice, nu experiență picturală de genul Malevich. Eu nu operez cu abisul sufletului, cu toată filozofia, teozofia lirismului abstract. Mintea mea îmi spune să nu intru în zona aceea, că e periculoasă. Pentru mine ce era important? Să am motivul, să-l abstractizez atât cât se poate, dar ce e mai important până la urmă?
să-i dau carne, să dau carne picturii. Și importantă pentru mine era doar schema. Atunci când arăți schema, recunoști peisajul, dealurile, colinele, dar ele sunt în păstări deja. Sunt mase cromatice sau mai puțin cromatice, cât mai ales materiste, structuri materiste grele, dar care îmi salvează mie sufletul. Adică te duc într-o zonă a sensului. Îți dau un sens, o carnație vizibilului și lumii. Pentru mine asta e, să dea carne palpabilă. Și atunci cumpăram pungi întregi de culori, că se îngrozeau doamnele de la magazin. Și am luat unelte de zugrav și majoritatea lucrărilor sunt făcute cu unelte de zugrav. Și asta îmi dădea o senzație de bine. Începusem să mă vindec. Nu prea puteam colora, eu care mă consider colorist. Atunci mi-am dat seama ce înseamnă trauma, boală. Nu credeam în melancolie. Mă feream de ea. Iar mintea îmi spunea că melancolia e boală. Duce la moarte melancolia, la stingere. Și știam chestia asta. Nu intram în melancolie, nu priveam înapoi, trăiam într-un prezent chinuit, un fel de ritual al pictării. Începusem să am reguli, o anumită disciplină, o perseverență în a construi scheme virtuale, lăsate așa. Iată, astea sunt, e ultra Silvania. Căutam sensul tămăduitor. Căutam leacul prin pictură. Se pare că e adevărată chestia, am încercat-o pe pielea mea. Dar asta ce mai înseamnă? Asta înseamnă să recurgi la serie, la serializare. Multe lucrări dau impresia, după ce le parcurs, de serializare. Faci încă una și încă una și încă una și încă una și tot așa. Ritualul era important, încă una, încă una. Și din când în când câteva plăpâiri, în sensul că deveneau empatice, adică ajungeau și la reprezentare. Și atunci vezi că unele oscilează între acea abstracție materistă, structurală, acele împăstări. Nevoia mea de a ieși din neant, din zidul acela al neantului și din când în când ajungeam la culoare. Asta era zbaterea mea. Vindecarea mea autoimpusă, zbaterea mea, vindecarea mea. Ajungem la culoare și ajungeam și la reprezentare. Se recunoaște această zbatere când parcurgi seria repetitivă, între. E un proces. 2 ani a durat procesul. Și la urmă am început să le transpun. Căci aveam material fotografiat, slavă Domnului, era suficient să fac o serie mare de 2 metri pe 1,40 parcă. Alea mari desfășurate, multe erau întunecate, altele aveau și culoare. Și în momentul acela am zis, gata, am ieșit din durere, pentru că erau deja compoziții elaborate, spectrale, câteodată. Și cam asta a fost. După care mi-am dat drumul. Eram liber și creativ. Și am mai făcut vreo 4-5 serii de picturi, căci prinsesem aura picturii.